În luna octombrie, inspectorii de muncă au controlat 63 de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în județul Giurgiu. Au fost depistate nereguli în cazul a 10 dintre acestea, astfel că inspectorii au aplicat 11 sancțiuni, dintre care 8 amenzi și 3 avertismente. Suma amenzilor s-a ridicat la 120.000 de lei, mai bine de 3 sferturi din cuantum fiind pentru munca fără forme legale. Pe lângă neîncheierea contractelor de muncă pentru persoanele identificate la lucru fără forme legale, principalele deficiențe constatate cu ocazia controalelor din luna octombrie au fost netransmiterea în revisala datelor referitoare la salariații nou angajați, netransmiterea modificărilor la revisal, neacordarea concediilor legale de odihnă, neacordarea drepturilor salariale, neînregistrarea în registrul de evidență a zilierilor a persoanelor care au calitatea de zilieri, nerespectarea prevederilor legale referitoare la durata timpului de muncă, munca suplimentară și cele referitoare la repausul săptămânal, munca pe timp de noapte, pentru acestea fiind dispuse o serie de măsuri cu termene de realizare. În urma controalelor, inspectorii de muncă au depistat un total de 67 de persoane fără forme legale. La o societate comercială au fost identificați 51 de angajați în astfel de condiții, iar la o alta 6. Pentru cele două societăți s-au întocmit dosare penale care au fost înaintate la parchet.